Președinte al României din decembrie 2014, Klaus Werner Iohannis, s-a născut pe 13 iunie 1959, în Sibiul căruia avea să-i devină primar pentru 3 mandate, începând din 2004. Înainte de a deveni primarul Sibiului, susținut de fiecare dată de către Forumul Democrat al Germanilor din România, actualul președinte român a fost profesor de fizică și inspector școlar general al Sibiului. După demiterea guvernului Boc în 2009, Iohannis este propus din partea Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru, însă Traian Băsescu, președintele de atunci al României, face o altă nominalizare, declarând că nu refuză candidatura lui Iohannis, dar trebuie să-l nominalizeze pe Lucian Croitoru, reprezentantul celui mai mare partid la vremea respectivă, PDL. În ciuda vehementei critici a opoziției, Iohannis se întoarce la primăria Sibiului. Mai târziu, ales președinte al PNL la nivel național, Klaus Iohannis era în noiembrie 2014 propulsat în campania pentru alegerea președintelui României. Iată cum își argumenta atunci actualul președinte dorința de a se confrunta cu Victor Ponta pentru suprema funcție în stat. Vreau să candidez pentru a face altfel de politică în țara noastră. Mai puțin spectacol, mai puțină gălăgie, mai multe soluții pentru oameni, pentru România. Eu nu am în spate niciun fel de grupuri de interese, niciun fel de trusturi, niciun fel de instituții. Eu am în spate echipa Alianței Creștin-Liberale. În noiembrie 2014, aniversatul zilei de 13 iunie, învingea în alegeri premierul de atunci al României, pe Victor Ponta. Curtea Constituțională valida rezultatul alegerilor prezidențiale, iar mandatul lui Traian Băsescu se încheia pe 21 decembrie 2014. La Cotroceni se instala fostul profesor și primar al Sibiului, Klaus Iohannis, președinte post-decembrist al României după Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu.